Bun găsit, vorbim despre haosul din jurul sudului României, pentru că despre asta este vorba, da, ca o coincidență, vi-l prezint și pe Emilian Isăilă, este jurnalist de Spot Media alături de noi în platou. Ca o coincidență, anul ăsta parcă cineva, mai bine spus în vara lui 2024, cineva anume le-a făcut în așa fel încât sudul României să fie blocat, pentru că nu putem nici pe Valea Oltului să mergem, nu putem nici în Podul Prietenii să-l trecem prea ușor, nu putem nici să zburăm, pentru că nu e așa, am avut probleme cu taromul, cine știe, vor avea și alte întârzieri, poate mănâncă din nou niște sandvișuri stricate în zilele următoare, Doamne ferește, nu că și-ar dori cineva așa ceva. Dar, mă rog, am avut acea situație dubioasă, dacă putem să o numim, la tarom. Bun, în momentul de față suntem atenți la ce se întâmplă în aceste două zone. Valea Oltului, care este închisă cu toate consecințele acestei decizii care ne-a fost anunțată acum câteva zile. Da, aici a fost inadmisibil. O auzeam ieri și pe doamna Valea. N-ai cum să-i anunți pe oameni de la o zi la altă, eventual. A fost o greșeală, nu știu, o greșeală care se repetă, de fapt, dar care pur și simplu dă peste cap sute de mii de oameni. Adică, și aici e vorba de faptul că o astfel de operațiune care e destul de vastă, închizi una, cred că a doua principală cale de trecere prin Munții Carpați, deci legătura dintre București și Sibiu, o închizi anunțând asta cu două, trei zile înainte, nu mai știu, cred că primele zvonuri au fost cu 4-5 zile înainte și după aceea o declarație oficială. Urmată de o declarație oficială. Deci a fost o decizie extrem de brutală și luată brusc și fără niciun fel de pregătire. Adică, în opinia mea, un astfel de anunț s-a făcut la începutul anului. În primul rând, să ne gândim câți oameni pierd bani, da. Cine o să-i dea banii aia înapoi? Cine se duce, îi dă Ministerul Transporturilor? Ce se întâmplă? Păi gândește-te doar la... Sau un alt minister care se ocupă de turism. Gândește-te la... Care e tot al PSD-ul. La benzinării, pensiuni, hai să zic eu, alte afaceri, nu mai vorbesc de transportatori, întârzieri și așa mai departe, programe date peste cap și nu e vorba doar de cei care se duc și să facă turism în acest moment. Pur și simplu nu pot să înțeleg, pentru că chiar vorbeam cu cineva ieri, să ne gândim la cineva care transportă animale, vii, nu? Avea niște puncte unde se oprea, unde le dădea apă, unde avea parca pe timpul nopții sau așa, deci oamenii sunt dați peste cap, ce faci? Mărești prețurile, după aia totul se duce la consumator, adică genul ăsta de decizii care nu țin cont de nimic, nu țin cont absolut de niciun efect, care sunt prost planificate, prost anunțate și se termină totul într-un haos. Ca să nu mai zic că te uiți și tu la context, ok, la sud repară oamenii Podul Prieteniei. Da. Aeroportul Otopeni e vraiște, depășit și făcut, deci sunt întârzieri peste întârzieri, nu numai... Pică aerocondiționat, pică benzile de transport ale bagajelor, sunt întârzieri generate de... Și dacă întârzi, nu e așa, trebuie să plătești vreo 10 lei pe o apă, pe un banal. Nu mai spun de prețurile și... 50 de lei. Prețuri, da. Mizerie și alte lucruri. Pe de altă parte, ești izolat aici, nu mai poți să treci, să mergi încolo spre nord. Deci lucrurile trebuie gândită, pusă în context de fiecare dată când iei astfel de decizii. Nu-mi dau seama, pur și simplu. Eu înțeleg, sunt niște operațiuni care trebuie făcute. Nu puteai să faci fără să închizi Valea Oltului. Ok, hai să știm de la început, în perioada cutare. Dar se putea altă perioadă. Îl auzeam acum pe... Nu știu, am auzit... De ce nu undeva în primăvară? Să nu fie o perioadă turistică. Îi anunți pe oameni din timp. Uite, asta e varianta... N-ai discutat cu nimeni, n-ai pus pe masă niște variante, nu i-ai ascultat pe specialiști care puteau să zici ok, compania care construiește autostrada spune asta și a venit cu planul ăsta. Hai să vedem, există alte planuri? A stat cineva de vorbă cu ei? Nu.
Da, ca o glumă, e mai bine, cumva cred că vor să ne protejeze, să nu ieșim din casă, da, să nu ne facem vacanțele, că și așa să e foarte cald. Soarele. Da. Și dacă mergem la munte, la munte sunt urși, nu? Urși, da, asta, da, da. Ca o glumă sinistră. Bun, s-a transformat, vara asta e o vară a capcanelor. Tocmai, vorbim de o zonă turistică în care o tânără de 19 ani a fost ucisă de urs. Și dacă tot vorbim despre ce se întâmplă cu turiștii, turiști care pleacă înspre sud, da? Înspre Bulgaria, înspre Grecia, înspre Turcia, ce fac oamenii aceia? Pentru că au fost anunțați tot așa cu câteva zile înainte, inițial s-a spus că se închide de tot podul prieteniei, după care s-a revenit, s-a spus că de fapt îl vor închide doar pe un fir. Și asta se știa de un an, dar evident, noi suntem anunțați de la o zi la alta. Vă spuneam că e o problemă pentru cei care vor să facă acest traseu. Urmărim și urmărim toate reacțiile și toate problemele. Vă ținem la curent, eventual cu soluțiile pe care le-au găsit, experiențele lor. Dan Drăgan, fondator Forum Tasos, este în legătură directă cu noi din Grecia, din Tasos. Bun găsit! Bună ziua, din Tasos, din localitatea Teologos. Ce se întâmplă cu românii care vin spre Tasos? Pentru că e în continuare una dintre zonele cele mai populare și acolo cu mașina se vine și de cele mai multe ori pe podul prieteniei. Ce ți-au povestit? Știu că ții legătura cu foarte mulți români. Ce ți-au povestit? Cât de greu a fost de dimineață? Ținem legătura atât cu cei care vor să vină în Tasos, cât și cu cei care vin în alte destinații din Grecia. Avem și comunitatea Forum Grecia, unde sunt peste 215.000 de membri. Cei care aleg să vină cu mașina au fost puțin speriați în ultimele zile de bâlbele declarațiilor autorităților române, care și-au însușit dreptul de a decide ce se întâmplă în Bulgaria și au făcut tot felul de gafe, au spus că podul se închide cu 1, că se închide cu 9. Vedem însă că, într-adevăr, există câteva lucrări la podul de la Turciu, care trece spre Ruse. Au apărut în această dimineață, după ora 10:30, de avea niște semafoare. Turiștii care au ales Grecia ca destinație în această perioadă au avut de așteptat 2-3 minute la acest pod. Aș putea spune că nu semaforul și nu trecerea podului este o problemă, ci ar trebui să preîntâmpinăm problemele care vor apărea din partea CNAIR atunci când plătim taxa de pod. Ar trebui să fie în timpul weekendului toate ghișeele deschise, astfel încât să nu se formeze o coadă suplimentară când plătim taxa de pod de 15 lei, mai scump un euro decât este atunci când venim din Bulgaria către România. Și de asemenea, poliția de frontieră română ar trebui să se asigure că sunt toate ghișeele deschise atunci în momentul în care vrei să treci din România în Bulgaria. Pentru că sunt trei bariere, să le spunem așa, pe care turiștii români le pot întâlni în momentul în care vor să vină în Bulgaria pe la acel punct de trecere a frontierei. Iar din punctul meu de vedere, trecerea semaforizată peste pod, la care așteptarea durează 2-3 minute, nu este cea mai mare problemă. Cea mai mare problemă este cumulul de timp pe care îi ai atunci când plătești taxa de pod, cumplat cu momentul în care aștepți să prezinți talonul mașinii și actele de identitate. De asemenea, aș vrea să atrag atenția turiștilor să evite ora 7 dimineața și ora 7 seara, ora 19, deoarece atunci poliția de frontieră română și bulgară de asemenea efectuează schimbul de tură și atunci vedem că există 20-30 de minute timp de așteptare în plus. Așa că din punctul meu de vedere, din ce am văzut azi de la câteva zeci de turiști care au putut să vină spre Grecia, spre Bulgaria, spre Turcia chiar, că timpii de așteptare au fost foarte mici, dar să avem în vedere că miercurea este o zi în care nu foarte mulți turiști pleacă din România spre vacanță. O să vedem probabil, și subliniez că probabil o să vedem timp de așteptare mai mari, puțin mai mari, vineri, sâmbătă, duminică și luni, atunci când turiștii decid să plece în vacanțele în afara țării. Mulțumesc foarte mult, Dan Drăgan a fost în legătură directă. Dacă ai întrebări, nu, aș vrea să vorbim acum pentru Dan Drăgan. Era o observație foarte importantă făcută de el. Încercați să evitați ora 7 dimineața și 7 seara, atunci este schimbul de tură și se stă în plus. Noi am văzut însă niște cozi imense și aici era o observație de asemenea importantă lui Dan Drăgan. Nu prea se pleacă miercurea, se pleacă de obicei luni
duminică, sâmbătă, da, cam astea sunt zile, în weekend va trebui să urmărim, pentru că vor fi cei care se întorc în țară, cei care pleacă înspre Grecia, vom urmări atunci care este situația, dar am văzut imagini în direct de la colegii noștri care transmiteau de acolo, erau niște cozi imense de tiruri, de camioane. Tirurile și camioanele au alt regim. Slavă Domnului pentru cei care pleacă să facă turism, dar pe de altă parte acolo există niște probleme foarte mari și asta au legătură, deși între Bulgaria și România nu e vorba de Schengen, dar au legătură cu Schengen și cu traficul foarte mare peste frontieră. Am înțeles că există și anumite condiționări din partea bulgară care generează cozi și trafic. Uh-huh. Și foarte mari așteptări și din partea română spre Bulgaria. Pe de altă parte, s-a vorbit acolo de taxa de port care încetinește fluxul, iarăși aici cred că partea română ar fi putut să o rezolve printr-o aplicație sau ceva, să nu stai să plătești la ghișeu, cum s-a întâmplat în alte, da, cu alte, vorbim de port, totuși în 2024, totul podul de la Cernavodă și așa mai departe, puteai să faci lucrurile ca astfel încât să fluidizeze, adică lăsai și varianta cu plată la ghișeu pentru un fir, un alt fir cu plată online și așa mai departe. Adică să vii cu mai multe soluții astfel încât să, dacă acea semaforizare peste pod funcționează, de ce să nu folosești la maxim tot ce ai. Dar în fine, asta e situația în acest moment. Oricum, sincer să fim, podul Prietenie nu prea face față la trafic de peste un deceniu. Tot probleme. Eu nu țin minte să fi trecut vreodată pe podul ăla și am trecut de câteva ori în Bulgaria, să nu fie existat reparații ori pe partea română, ori pe partea bulgară, ori era... E și destul de vechi. E foarte vechi, e foarte strâmb. Ceva, da, cred că puțin mai încoace. Da, da, oricum, anii 60, anii. Și... E de pe timpul lui Dej. Deci, înainte de 65. Înainte de 1965. Și plus că este foarte strâmb. E pe două benzi. Adică, la nivelul de trafic de astăzi... Și una e închisă. Da, una e închisă. Da. Deci, lucrurile sunt destul de complicate. Pe de altă parte, mai sunt posibilități să treci în Bulgaria. Mai avem încă un pod. Și cred că mai există și posibilități de trecere cu Bacu. Da. Există câteva variante pentru cei care vor să ajungă în Grecia. Și pe de altă parte există Google Maps, poți să-ți planifici călătoria destul de bine, dar aici nu trebuie să punem totul pe faptul de planificare, că sunt oameni care au, din păcate, le începe sejurul la hotel sâmbătă. Da. Și atunci ce să facă când să plece? Adică, ok, miercurea mai trafic mai puțin, dar dacă unde stă două zile? Deci lucrurile sunt condiționate și de bilete și de destinație. Și... Probabil că dacă s-ar fi știut dinainte, nu știu, nu știu ce ai fi putut să faci, chiar și așa, da? Mă rog, se găseau niște variante, măcar să ușurezi trecerea. Totul este extrem de fragmentat, segmentat în lumea noastră. Adică omul își ia concediu, pleacă în vacanță, nu poate să-și ia să stea 2-3 zile pe drum, pleacă mai devreme ca să găsească cel mai bun traseu și așa mai departe. Aș vrea să vorbim puțin și cu reprezentantul ANAT, care este în legătură directă cu noi, purtătorul de cuvânt al ANAT, Traian Bădulescu. Bună ziua! Bună ziua, bine m-am regăsit cu drag! Aveți probleme și pe Valea Oltului și cu podul Prieteniei. Ambele sunt în niște rute turistice și mai nou, de fapt nu că ar fi mai nou, dar e o problemă pe care statul român nu a reușit să o rezolve niciodată. Urșii, da? Că dacă te duci pe un traseu turistic, ai un risc în plus. Acum, știm, de niște ani de zile există acest pericol, statul român e incapabil să găsească o soluție. Să le luăm pe rând însă. Domnule Bădulescu, ați făcut deja niște calcule cam care ar fi pierderile pentru toate afacerile de pe Valea Oltului, de exemplu, pentru că acolo sunt lucrurile mai ușor de contabilizat. Bine, n-aș putea spune că sunt pierderi. Doar că, din păcate, turiștii sunt mult mai deranjați. Să nu uităm de DN1. Da. Că am fost și eu întrebat de atâtea ori, sunt și eu jurnalist la bază, am fost întrebat și de televiziuni, ce ne face cu DN1. Turiștii vor să ajungă când vor, ne referim și la DN1, pe Valea Prahovei, Brașov și la mai nori, și cum la fel, turiștii oricum vor veni în Bulgaria,
Grecia și chiar și Turcia, riveran, cu automobile. Este păcat că lucrările au loc tocmai în plin sezon, când sunt vacanțele, când sunt concediile, perioada de concedii acum în iulie-august. Nu înțeleg de ce tocmai în iulie-august se fac astfel de lucrări. Altfel, lucrurile sunt binevenite, bineînțeles. Da, nu spune nimeni că avem ce reproșa. Să stea podul acela, să nu se lucreze niciodată la el. Dar e o curiozitate pe care o am, eu tot ca jurnalistă, nu? Sunt două ministere care ar fi putut să discute și sunt ale aceluiași partid. Ministerul Transporturilor al domnului Grindeanu și ministerul condus de domnul Oprea, nu mai știu exact cum se numește, că de admirau lui s-a tot schimbat, dar știu că el se ocupă și de turism. Da, se ocupă și de economie și economie, de turism. Economie, turism și da, dar cert din... este că, că ministerul turismului nemai existând a fost preluat la pachet și de domnul Oprea. Ar fi putut să se întâlnească, ar fi putut de asemenea să vă invite la o discuție pe dumneavoastră, ce de la NAT, să vă spună, știți, noi avem planurile astea, așa, așa. Se întâmplă vreodată asta? Din păcate, încă e foarte grea comunicarea între mediul de stat și mediul privat. Eu sper, și speră și ANAT-ul, eu sper ca purtător de cuvânt ANAT și om de comunicare și jurnalist la bază până la urmă. Sper să existe o dată, cât mai repede, un moment în care să avem o organizație de management al turismului românesc unde să comunice mediul privat cu mediul public. Nu știu, sună utopie? Pun o întrebare. Nu se poate așa ceva? Da. Mi-aș dori să se poată. Bun, până una alta nu se pune problema. Mulțumesc foarte mult, Traian Bădulescu, în legătură directă. Mulțumesc și eu. În legătură directă cu noi. Bun, ca o concluzie la povestea asta, ne pregătim de o pauză de publicitate. Ca o concluzie. Mulțumim cu drag, ținem aproape. Ținem aproape, da. O zi bună, la revedere, numai bine. Mulțumim foarte mult. Ca o concluzie la toată povestea asta, cum... vezi următoarele luni, două luni, în timp în care se va lucra. Păi vara e abia la început și avem o grămadă de probleme. Cum să o văd? Din păcate o să fie foarte mulți oameni nemulțumiți în continuare. Nu știu, pare ca și cum ar fi, e între ghilimele și ca o glumă trebuie să o luați, apare un plan pus cu cinism în aplicare, astfel încât să crezi cât mai multă nemulțumire populară. Deci nu înțeleg de ce este atât de greu să planifici, să discuți cu oamenii. Se va răsfrânge politic asupra unui partid? Nu-mi dau seama, mai e ceva până la... Bine că au schimbat data de alegerilor, că dacă cu toate chestiile astea o lăsai în septembrie, cred că într-adevăr atunci avea influență. Da. Acum, în fine, mai mult sau mai puțin, nu-mi dau seama, e o perioadă lungă și probabil odată cu toamna se va schimba și agenda publică, vor fi alte probleme mult mai legate de economie, de locuri de muncă, de salarii, de... în fine. Dezvoltare, cine datorii știe ce mai apare, doamne, și așa mai departe. Da. Da. Plus în evenimentele de zi cu zi. Dar, pe de altă parte, într-adevăr, nemulțumirea se adună. Adică faptul că un guvern nu reușește să comunice cu cetățenii este o problemă, o problemă gravă, simptomatică și chiar se repetă, s-a cronicizat. Nu dacă faptul că cineva nu știe să comunice. Cred că nu pur e vorba și simplu de a nu știi să comunice. Nu vrei și nu te interesează au oamenii. Pare că multe măsuri sunt luate de pe o zi pe alta, sub presiune, decise de oameni care nu se pricep sau, nu vreau să spun că nu se pricep, ci care nu au luat în calcul toate consecințele și nu au vorbit sau nu și ascultă consilierii sau nu discută cu mediul privat, cu alte organizații, nu au un plan clar. Și am mai spus-o chiar, deci nu poți să iei decizii politice fără studii de caz. Da. Este imposibil. Vedem ce s-a întâmplat și cu vestita ordonanță. Cu vestita ordonanță, cu tot ce vrei. Deci nu poți să iei decizii pur și simplu că vii la birou dimineața și zici trebuie să rezolvăm asta. Hai să închidem Valeul. A zis șeful că trebuie să rezolvăm asta. Revenim după publicitate. Rămâneți cu noi. Da, apropo de această poză, când te uiți așa, zicea săracul Martinelu, numai bine, când mergem undeva cu mașina, coboară lângă mașină, îl hrănim. Da, ce s-a întâmplat? Despre asta cred că nu prea au curaj mulți să vorbească, pentru că sunt deja prea mulți Martinei. Ăsta e adevărul. E o
tragedie despre care vorbim în acest moment, în masivul Bucegi. O fată de 19 ani a fost ucisă, a fost atacată de un urs pe traseul Jepimici, unul din cele mai dificile din țară. Trupul tinerei a fost recuperat după ce ursul care a ucis-o a fost împușcat. Animalul a atacat de mai multe ori echipele de salvatori. Este o problemă foarte mare cu care se confruntă de fiecare dată și salvamontiștii. Da, știu, încercăm să găsim o soluție, dar nu știu ce soluție ar mai fi. Relocare, hrănire, că înțeleg că nici asta nu se face, cine ar trebui să-i hrănească în așa fel încât să nu coboare în oraș, în așa fel încât să nu atace oameni, să nu ajungă în zone circulate, în zone turistice, cum a fost cazul acesta. Nu știm de ce nu s-a găsit până acum o variantă, dar poate că ar fi acum momentul. Haideți să vedem materialul și apoi discutăm. Jandarmii au fost alertați prin apel 112 chiar de iubitul tinerei care a asistat la scenele de groază. Bărbatul a povestit că a văzut cum tânăra a fost atacată și apoi târâtă de animal într-o râpă. Salvamontiștii din Bușteni s-au deplasat la fața locului cu un elicopter Smurt pentru a scurta timpul de recuperare a victimei, însă au găsit-o pe turistă fără suflare. După ce zona aeriană a fost cercetată, salvatorii au decis ca victima să fie transportată pe cale terestră. Intervenția de recuperare a trupului a fost una destul de dificilă, atât din cauza prezenței animalului în zonă, cât și din cauza terenului accidentat. Iubitul victimei a fost și el preluat de autorități și coborât la Bușteni. Inspectoratul pentru situații de urgență Prahova a emis și un mesaj roalert pentru a informa populația din zonă cu privire la potențialul pericol. Animalul a fost găsit în zona Cascada Caraiman. Ursul care a atacat-o pe tânăra de 19 ani, pe care a ucis-o pe un traseu din masivul Bucegi, a fost împușcat. Decizia a fost luată în condițiile în care animalul i-a atacat de mai multe ori pe salvatorii care încercau să recupereze trupul fetei. Emilia Isaila, cum s-a ajuns la asta? Da? Martinel, cel drăguțel cu care facem poza acum și care omoară oameni, că e un animal sălbatic, da? Păi... îi dăm pufuleți din mașină, deși știm că teoretic s-ar lua o amendă, dar nu o dă nimeni. Păi... nu, cum de instinctul omului e unul normal, da? Ar trebui să ne fie frică de urs. Nu, deci ideea e că, în opinia mea, s-a ajuns în această situație pe două componente. O componentă de proastă administrare a pădurilor, deci oamenii care hrăneau urși, trebuiau amendați. Cred că avem reguli pentru acest lucru. Nu au existat astfel de intervenții a autorităților și nici n-au modificat legislația în sensul ăsta, astfel încât să nu încurajezi urșii să vină în localități. Pe de altă parte, cea mai mare problemă a mea, în opinia mea, este proasta administrare a gunoaielor din orașele de munte, care lăsate pe stradă fără să fie închise, au obișnuit urșii să coboare în orașe în căutare de mâncare. La asta se mai adaugă și proasta administrare a pădurii, astfel încât dacă ai o problemă cu urșii, trebuie să găsești un mod de a-i hrăni, un mod de a-i ține într-o rezervație, de a limita contactul dintre ei și oameni, pentru că de asta s-a ajuns aici. Ok. Omorârea, eliminarea lor fizică este o măsură extremă. În anumite context și foarte bine legiferat ar trebui impusă, dar știm ce s-a întâmplat. Dădeai voie la eliminare și stabileai acele cote și pădurari și alte organizații interesante vindeau trofee, luau șpăgi pentru așa și se ajungeau și la scandaluri și mai mari. Ne amintim cum a fost cu ursul Arthur, cu trofeul și așa mai departe. Deci nu poți să faci lucrurile astea fără oameni care să-și asume, să le rezolve, să fie responsabili și să nu fie corupți. Deci nu poți, pentru că totdeauna ele degenerează și ajungi într-o situație asta. Ce, ok, în opinia mea, e opinie personală, cred că e un punct de atracție ca România să se marketeze ca țara cu cei mai mulți urși din Europa. Dar atacă oameni. Dar ideea e că trebuie să-i controlăm. Pentru că dacă nu, ne controlează ei pe noi și ajungem în situația tragică descrisă mai sus. Deci noi nu facem față acum la numărul de urși pe care îl avem. Și cred că nici oamenii nu conștientizează. Din momentul în care tu îl hrănești pe urs din mașină cu pufăreți. Da, îți faci selfie cu ei, le dai de mâncare și așa mai departe, arunci gunoiul oriunde în orașul de munte. Deci e un șir de greșeli, e un șir de greșeli criminale. Criminale, care duc treptat duc într-o situație de criză, care nu mai poate fi administrată. În momentul ăsta criza e atât de mare încât nu poți să o administrezi, decât o să contabilizezi noi accidente și
situații de genul ăsta extrem de dramatice. În momentul ăsta sunt foarte mulți oameni care iubesc muntele, vor să ducă la munte și evită să o facă. Da. Din cauza ursului. Ok, ți-ai spray anti-urs. Aici, cred că mergea cu spray anti-urs. Chiar am avut o discuție cu... Poate merge, dar trebuie să știi să folosești spray-ul respectiv, să lovești ținta, că dacă, cum e pe jepi mici, foarte greu să te întorci, să e strâmb drumul și așa mai departe, lucrurile se derulează extrem de rapid. Trebuie să ai grijă cum îl dai, că s-ar putea să paralizezi tu dacă bate vântul din față și dai cu spray-ul. Păi tocmai același urs i-a atacat pe salvatori. Oamenii aceia știu ce să facă. Deci lucrurile sunt foarte complicate și în acest moment e foarte periculos să mergi pe anumite trasee de munte. Și cred că aici trebuie o intervenție destul de hotărâtă, pentru că iarăși o să avem o dezbatere. Cei care susțin animalele și bine o fac, vor fi păreri la extreme. Da, păi asta polarizează cel mai mult și de fapt ai o ciocnire, o discuție de 3-4 zile, o săptămână, nu se rezolvă nimic și lucrurile merg mai departe. Nu, până la următorul accident sau până la următoarea tragedie. Nu, ele trebuie rezolvate, pentru că dacă le lași așa, nu se vor rezolva de la sine, ci se vor înrăutăți. Crezi că la un subiect atât de delicat cum este acesta, dacă polarizează, da? Unii au o părere pro, alții contra, dar ori alb, ori negru, adică nu la mijloc. Crezi că ministrul, actualul ministru, în capul căruia pică tragedia asta până la urmă, despre asta e vorba, ministrul Fechet va avea curaj ca un politic într-un an electoral să ia o decizie? Păi, în opinia mea, de asta s-au făcut politicieni, să ia decizii pe care noi, ceilalți oameni, nu putem să le luăm. Că de asta sunt oameni politici, nu? Oamenii politici au un anumit rol în societate, sunt aleși, sunt plătiți din banii publici și asumă anumite diverse funcții, tocmai pentru a lua deciziile dificile, că altfel le-ar lua alții, le-ar lua, în fine, oamenii de pe stradă, locuitorii din Sinaia sau din altă... Sau am lăsat opinia publică ia o decizie. Sau votăm pe Facebook și vedem cine are dreptate. Deci nu există problema. Un om politic trebuie să ia decizii. Problema urșilor nu are cum să fie rezolvată pe Facebook. Sau pe TikTok, unde oamenii nici se pozează TV, și își fac filme. Pe site-urile de știri. Noi putem să relatăm, să ridicăm anumite probleme, să încercăm să analizăm toate aspectele ca oamenii să... își formeze o opinie în cunoștință de cauză, dar nu putem rezolva problema. Oricâtă dorință și câtă pasiune am avea, nu o putem rezolva, pentru că ea se rezolvă în altă parte. Și ce e trist din punctul meu de vedere e că în momentul în care apare o astfel de criză, cei care trebuie să o rezolve se ascund. Da, și e momentul, tocmai pentru că s-a lăsat nerezolvată problema, e momentul în care ești cumva obligat să iei măsuri extreme. Păi, iei măsuri extreme sau, dar în primul rând, indiferent de ce măsuri trebuie să iei, trebuie să fie eficiente. Corect. Și gândite. Nu trebuie luate. Și să te gândești la oameni în primul rând. La oameni și la siguranța lor. Siguranța. Mulțumesc foarte mult, Emilian Isaila. Revenim în câteva momente. Vin niște zile foarte grele și cu temperaturi foarte ridicate. Ce a fost până acum e nimic, practic, spun meteorologii. Mâine va fi o zi foarte, foarte caldă. Iris Răducanu, meteorolog de serviciu ANM, în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua, doamne! Este posibil, dacă se depășește un anumit prag, să se dea chiar un cod roșu? În ce condiții s-ar da? Bună ziua și bine v-am găsit. În funcție de temperaturile reale înregistrate, de condițiile din fiecare regiune, bineînțeles că dacă va fi cazul, vom lua în considerare și emiterea unui cod roșu. Momentan, până atunci, mare parte din țară pentru ziua de mâine va fi sub incidența unui cod portocaliu, pentru că temperaturile maxime vor ajunge până la 39 de grade, izolat posibil chiar până la 40. Cele mai mari valori se vor înregistra în vestul și sudul țării, nici minimele nu vor coborî sub 20 de grade. Ne așteptăm în continuare până la sfârșitul săptămânii, cel puțin la nopți tropicale și la temperaturi ridicate în cursul zilei. Și pentru următoarea perioadă vin ploile, măcar să ne răcorim cât de cât? Ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice, doar pe spații mici, la munte și prin sud-estul țării. Sigur că au potențialul de a fi destul de
intense, atât ca în ceea ce privește cantitățile, cât și ca intensificarea vântului, pentru că din cauza acestor temperaturi ridicate este posibil să fie ceva mai severe, dar doar pe spații mici, doar la munte și prin sud-estul țării, cum spuneam. La cum va simți corpul uman temperaturile din zilele următoare? Vă întreb asta tocmai pentru că sunt măsurători diferite. Percepția, de care vorbeați și dumneavoastră ceva mai devreme, la 38 de grade, de exemplu. Cum simțim noi? Pentru că e o diferență. Temperatura la soare, temperatura la umbră și oamenii ar vrea să înțeleagă poate tocmai că în aceste zile se vorbește foarte mult despre diferențele acestea. Sigur că disconfortul termic va fi accentuat și temperatura resimțită, temperatura de la soare, va fi mai ridicată decât cea reală înregistrată, cu cel puțin 5 grade, deci posibil să avem temperaturi simțite de în jur de 45 de grade în zilele următoare. 45 de grade. Care e limita de la care se dă cod roșu? Nu vă întreb dacă se dă anume, am înțeles, dar care e limita de la care s-ar da cod roșu, teoretic? Depinde, sunt mai multe criterii pentru care se poate emite un cod roșu, nu neapărat valoarea de temperatură, cât persistența valului, condițiile geografice ale anumitor zone, pentru că vorbim în sud de anumite temperaturi de la care ar porni un cod roșu și care sunt diferite din față de temperaturile din centrul țării, să spunem, unde ar fi un prag mai coborât. 45 de grade vom simți așa, dar mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Iris Răducanu, meteorolog de serviciu ANM, a fost în legătură telefonică directă. De la Fix vă întâlniți cu Ioana Constantin la Politica Zilei. Sunt Irina Petraru. Ne revedem la jurnalul ore 20.